Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai țineți minte cazul ăla de fraiereală spectaculos, cu sculptura invizibilă vândută la licitație? Da, da, da. 15.000 de euro. Anul trecut s-a întâmplat cam puțin mai devreme, cam pe vremea asta, în mai, pe la jumătatea lui mai, artistul plastic italian Salvatore Garau a expus și vândut un nimic la propriu. Adică nu că suntem noi așa disprețuitori față de arta lui, dar chiar a vândut un nimic la propriu, dar cu diametru de 1,5 metri. La licitația respectivă s-a plecat de la 6.000 de euro și s-a urcat la 15.000. Pentru că să vezi câți playeri sunt, au fost cel puțin doi. Salvatore Garau a vândut deci opera de artă, adică spațiul invizibil cu pricina, care se chema sculptura, se cheamă, cred, dacă nu s-a stricat între timp, I am, adică sunt. A vândut-o cu instrucțiuni de instalare și utilizare. Frumos, tată. Adică, și anume, citez, trebuie montată în centrul unei camere goale dintr-o casă decomandată, obligatoriu spațiul respectiv să fie delimitat de o bandă lipită pe podea, ca să nu te împiedici. Exact, s-o da, da, da. Și a emis și certificat de autenticitate pentru cumpărător. Deci, adică a făcut o lucrare frumoasă, le-a dat, da, oamenilor ceva, certificat, și instrucțiuni. Exact. Lipiciul pe jos. Soclu. Problema e, nouă, de ce nu ne vin idei de astea, ne-am întrebat. Vreau să fim artiști? Bun. Problema e așa, necazuri la orizont. Un artist american, Max Miller, îl acuză pe artistul plastic italian că i-a furat conceptul de sculptură invizibilă și amenință că o să-l dea judecată dacă nu e creditat. Băi, nu știu de ce. De ce nu ne vin idei de astea, mă, Luca? Ce, tu ce păzești? Deci o să murim săraci. Înțelegi? Unul vinde sculpturi invizibile și altul dă în judecată că de fapt e sculptura lui. Da, domnule, mi-ai furat ideea. Noi pe ce lume trăim? Noi de ce nu putem să fim atât de creativi? Pentru ce suntem noi plătiți? Nu să fim creativi? Când am văzut asta, a zis Max Miller, m-am gândit că este exact ideea mea. A declarat el la postul de televiziune WCJB. Miller spune că a expus primul sculptura invizibilă numită Nimic în 2016 și crede că Salvatore i-a furat-o, chiar dacă italianului poartă alt nume. Da. Max Miller a mai spus că a încercat să-l contacteze pe Salvatore Garau pentru a fi creditat, dar acesta nu l-a băgat în seamă. Așa că urmează procesul. Deci scrocii între ei să nu vorbesc. Da, eu mă întreb cum a reușit totuși italianul să-i fure sculptura americanului. Adică de ce nu s-a prins ăsta mai devreme? N-a văzut că lipsește? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.